scrisă din partea fratelui Grigore Creț, apostolul Bisericii Filadelfia din Paris, unde slujesc cu harul Domnului, din partea conducerii Bisericii din Filadelfia, har și pace din partea lui Dumnezeu și verset din Scriptură este din Apocalipsa 3:11, iată, eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Să ne ajute Dumnezeu la toți la lucrul acesta. Mulțumesc conducerii Bisericii, fraților care îmi dă harul să slujesc înaintea dumneavoastră, să slujesc pe Dumnezeu aici, binecuvântat să fie Domnul și Domnul să-i binecuvânteze. Așa, în momentele care ne stau înainte, câteva gânduri despre templul lui Dumnezeu, despre noi oamenii care suntem în templul lui Dumnezeu. Este foarte important să înțelegem că Dumnezeu a făcut o lucrare cu omenirea. Dumnezeu a făcut o lucrare în cadrul omenirii și această lucrare cuprinde și Biserica lui Hristos. Toți oamenii au parte de lucrarea lui Dumnezeu. Fie bun, fie rău, într-o formă sau alta, au parte de lucrarea lui Dumnezeu. Chiar dacă oamenii sunt oameni care sunt așa de răi și așa de blestemați, după cum spun unii oameni, încât parcă după firea noastră sau după gândurile noastre, nu le-am dat nici soarele cel puțin, poate nu le-am dat nici apă, poate nu le-am dat nici o vorbă bună. Dar Dumnezeu, prin îndurarea sa cea mare, și lor le dă și soare, le dă și apă, le dă și sănătate. Și ei, oamenii acestea, au parte, în oarecare măsură, de binecuvântarea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul pentru lucrul acesta. Dar trecând un pas mai în față, vorbim despre Biserica lui Hristos, noi, Biserica lui Hristos, care suntem templul lui Dumnezeu, avem responsabilități diferite. Cuvântul lui Dumnezeu începe cu această întrebare, dacă putem spune, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Când ajungi să pui o astfel de întrebare, e oarecum o întrebare retorică. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, le face o mică readucere aminte. Trecere în revistă a unei afirmații și unui adevăr absolut. Dacă eu întreb un polițai și spui, tu nu știi că tu ești polițai? Tu ai uitat că tu ești polițai? Ce vrea să scoate în evidență toate aceste lucruri? Oarecum și noi astăzi, cred eu, din partea lui Dumnezeu, trebuie să ne aducem aminte un lucru foarte important. Că noi suntem templul lui Dumnezeu. De ce? Când mă uit la fratele și la sora, ce vezi? Vezi cu adevărat templul lui Dumnezeu? Când te uiți la el sau la ea, în diferite ipostaze, ce vezi? Vezi cu adevărat că aceasta este casa lui Dumnezeu? Că acesta este locul unde, spune Scriptura, Domnul Iisus ne spune că eu voi veni cu Tatăl, cu Duhul Sfânt și voi locui în voi. Știți ce înseamnă să locuiască Dumnezeu în tine? Nu înseamnă să fie flotant, să meargă și să vină din când în când. A locui înseamnă a fi proprietar. Ferice de cei ce care pot să locuiască în casa Domnului, nu? Că cei pot să, ce? Să te mai laude. Acei care stau cu adevărat în casa lui Dumnezeu, care vin de fiecare dată aici la casa lui Dumnezeu, eu au o posibilitate, au o putere să laude pe Dumnezeu. Când vine Dumnezeu Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt și ei locuiesc în tine, ei au casă în tine, frate și soră. Ei sunt prezenți în tine permanență. Te întreb astăzi, ești conștient de lucrul acesta? Când ești la câmp cu sapa, tu ești templul lui Dumnezeu. Știi lucrul acesta? Când vii la biserică, ești templul lui Dumnezeu. Când te duci la primărie, tot templul lui Dumnezeu ai rămas. Mă rog și îmi doresc în această dimineață să ne conștientizeze Dumnezeu că El este prezent cu noi permanență. Că te duci pe drum, că vii pe drum. Duhul lui Dumnezeu este în tine. Și mă rog să conștientizăm aceasta. Că vom fi conștienți permanent că în noi locuiește Duhul Sfânt. Frați și surori, mi se schimbă vorbirea în total. Ce faci când știi întotdeauna că e polițaie lângă tine? Depășești limita de viteză. Nu. Nu-ți permiți să depășești limita, zice, polițaiul lângă tine. Dar când e polițaiul pe drum, nu te flașează nimeni, nu zice că e rar, așa mai departe, ce faci? Îți mai dai drumul la pedală, te mai duci un picuț. Poate depășești cu 50 km. De ce? Nu-i polițai, nu-i rar, nu-i control. Îți dai drumul să te duci. Frați și surori, Duhul lui Dumnezeu este permanent în noi, binecuvântat să fie Domnul. Atenție! Atenție că Duhul Sfânt vede! Atenție că Duhul Sfânt aude, frați și surori! Atenție că Duhul Sfânt știe ce gândești cu mintea ta. Ăsta e Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu are o venire extraordinară pe pământ. Să pregătească Biserica lui Iisus Hristos. Duhul Sfânt când te ia pe tine,
tine, te ia și te modelează, îți mișcă mintea, inima, cuvântul și Duhul Sfânt îți produce nașterea din nou și te face parte din Biserica lui Iisus Hristos. Și după ce ai devenit parte din Biserica lui Iisus Hristos, Duhul Sfânt te ia și te folosește cu daruri spirituale. Binecuvântat să fie Domnul. Haideți să citim un verset din Scriptură, din Isaia, capitolul 63, cu versetul 10. Spune felul următor. Dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui Cel Sfânt. Iar el li s-a făcut, zice și la voi la fel, li s-a făcut vrășmaș și a luptat împotriva lor. Duhul lui Dumnezeu locuiește noi, frați și surori. Foarte important lucrul acesta. Dar se întâmplă când noi, oamenii, Biserica lui Hristos, membrii Biserica lui Hristos, pietrelii, cum este dumneavoastră să vă numiți, devin neascultători. Tu în momentul în care devii neascultător, neascultarea aceasta poate să fie în diferite forme. Neascultarea de porunca lui Dumnezeu, faptul că poate gândesc greșit, iau ca și orice fel de păcat înaintea lui Dumnezeu. Când devii și faci lucrul acesta, Duhul Sfânt nu te mai folosește ca o unealtă pentru zidirea bisericii, ci începe să lucreze în tine la nivel de conștiință, să spună, n-ai făcut bine. Haideți să deschidem în 2 Timotei, să înțelegem mai bine puțin lucrul acesta. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 21, îl citesc, ca să fiu mai scurt. Deci, dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare. Important ce spune la început. Dacă cineva se curăță. Păi ce să te curiți? Scrie mai sus, nu le citesc pe toate, că o să ia foarte mult timp. Versetul 13, versetul 14, 15, 16. Vorbește despre lucruri pe care noi trebuie să le facem, frați și surori. Dacă noi nu ne curățăm de ele, va trebui Duhul Sfânt să lupte împotriva noastră, să ne conștientizeze de starea de păcat, să ne aducă la o statură potrivită. În care, care statură? Deci dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste, folositor stăpânului. Vas folositor și vas nefolositor stăpânului. Vas folositor pentru orice lucrare bună. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Să fim folositor stăpânului. Cum? Curățându-mă de toate aceste lucruri. Din vorbe, de certurile, aici versetul 14, să se ferească de certurile, de vorbe, de cuvinte, care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Domnul să ne binecuvinteze gura noastră, mintea noastră, gândurile noastre, căci dacă ne vom curăța de ele, vom fi de folos stăpânului. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Și versetul 7 este foarte brutal. Parcă nici ne-ar conveni să citim, dar parcă ne-ar conveni să scoatem din Scriptură, dar există și nu putem lucrul acesta. Dacă nimicește cineva templul lui, cine e templul lui Dumnezeu? Noi suntem oamenii, suntem noi. Noi suntem templul lui Dumnezeu. Cum pot să nimicesc eu templul lui Dumnezeu? Așa de simplu și așa de ușor. Aduceți-vă aminte de Anania și Safia, Faptele Apostolilor, capitolul 5. Să prezintă fața lui Petru. Și când cel că fac ceva cu Petru? Și spune, n-ați mințit pe oameni. Ați mințit? Pe Dumnezeu. Ați mințit pe Duhul Sfânt. Extraordinar. Păi înseamnă când stau în fața unui frate și a unui suror și poate trece mie gândul să mint. Sau poate trece mie gândul să-l vorbesc de rău sau nu știu ce îmi trece mie gând. Oare nu pe Duhul Sfânt îl întristez, frate și soră? Pe Duhul Sfânt îl întristez. Să întristează și fratele, dar să întristează și cel care locuiește în el, Duhul lui Dumnezeu. Doamne, iartă-ne în această zi. De fiecare dată când vorbesc cu fratele, cu sora, mă comport cu el ca și cu casa lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Când mă uit la el, îl văd acolo lui Dumnezeu. Nu-mi permit să-i spun un cuvânt de jignire. Dar un cuvânt de... nu-mi permit. De ce? Îi Dumnezeu în el, frate și soră. Îi Dumnezeu în el și Dumnezeu în mine. Doamne, trezește-ne în această dimineață. De ce? Dacă îmi permit lucruri de acestea simple, mărunte, nu voi mai putea să fiu folositor stăpânului. Și vine versetul din Isaia, unde începe Duhul Sfânt, nu se mai ia ca o unealtă,
și începe să curățească unii alta. Când săpunea nu-i bună și nu poți scăpa de nevoia, ce faci? Duci la polizor acolo, nu, la... ce faci ceva? O pregătești, de ce? Ca să fie potrivită, să poți să cramplem de nevoia. Dacă ruda de la cal sau nu știu, nu-s potrivite, trebuie blanțul pus, ce faci? Le pui cum trebuie, de ce? Ca să fie folositor pentru ce ai nevoie. Doamne, curățește-ne în această dimineață. Biserica lui Hristos trebuie să fie un vas destoinic pentru orice lucrare bună. Asta trebuie să fim noi, asta trebuie să fie Biserica lui Hristos și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Nimeni să nu se înșele. De ce leagă această afirmație de templul lui Dumnezeu, de a cisti templul lui Dumnezeu, de a se feri de aceste lucruri? Și vine versetul 18, nimeni să nu se înșele. De ce? Pentru că așa de ușor căutăm noi portițe. A, frate, nu a fost niciuna. Frate, dar nu a fost vârfă, dar nu a fost aia. Și încercăm noi să le răstălmăcim cum vrem noi, ca să nu iasă că e un păcat. Dar Biblia spune, nu vă înșelați, frate și surori. Să nu ne înșel nici eu, să nu ne înșelăm niciunul. Și să fim cu adevărat realiști înaintea lui Dumnezeu. Și să spunem, Doamne, dacă până aici poate eu am fost un vas al tău, care, nu știu, cânta din trâmbiță. Dar iată că păcatul m-a fășat așa de lesnes și nu-ți mai învați destoinic pentru orice lucrare bună. Curățește-mă în această dimineață. Vrei să te folosească Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Fii vas curat înaintea lui. Fii sensibil! Sensibil! Așa de sensibil e o stropană, când o smulgi de pe găină și pui așa un pic mâna pe ea, se strică acel puf. Oricât de chinui să-l faci, nu mai aduci la starea inițială. Trebuie să fim sensibili la lucrarea lui Dumnezeu. Să fim sensibili la șoapta Duhului lui Dumnezeu. Că El ne vorbește. Mai credeți lucrul acesta? Amin. Mai credeți că Duhul Sfânt este capabil și poate să ne aducă într-o stare potrivită? Aleluia. Să nu ne înșelăm, frați și surori. Duhul Sfânt nu poate să fie înșelat. Să nu tristați pe Duhul Sfânt cu care ați fost. O, Doamne, ajută-ne! Doamne, ajută-ne, Doamne! Nu vrem să întristăm pe Duhul Sfânt! Nu vrem să întristăm pe Dumnezeu! Ne-o salvat Hristos de la moarte! Ne-o salvat Hristos de la robia păcatului! Ne-a pus în împărăția lui Dumnezeu! O, Doamne, iartă-ne, Doamne! Iartă-ne de gândul, Doamne! Iartă-ne de privirea iurea! Iartă-ne, Doamne! Și fă-ne folositor pentru împărăția Ta, Doamne! Asta face diavolul, te înșală! De câte ori n-au venit poate oameni să vă vândă tot felul de lucruri prin sat? Și ți-au spus că e oală de nu știu care sau și s-o dat și l-ai pus-o pe foc. Numai oală de aia nu a fost. Dar de ce ai cumpărat-o? Ai crezut că e bun. Dar ce-a făcut? Ce-a înșelat. Asta face diavolul. Îți aduce o parte de adevăr și îți ascunde atâta de bine minciuna. De aia spune Scriptura, vegheați. Vegheați, frate și surori. Vegheați în rugăciune, vegheați în permanență, că-și vremurile din urmă, și asta nu trebuie să ne sperie, că-și vremurile din urmă, că vine răscumpărătorul, vine Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele, cum te va găsi El? Mă rog și-mi doresc din toată inima, ca noi să ne legăm strict de Duhul lui Dumnezeu, de Dumnezeu Tatăl, de Domnul Iisus Hristos. Lucrurile nădăjduite pe care noi le avem este această nădejde care nu înșală. Că Hristos Domnul vine, binecuvântat să fie Domnul. Credeți lucrul acesta? Spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan, în capitolul 16. Te spunea ucenicilor să nu mi se întristeze inima. De ce? Dacă v-a spus că plec, de ce mi s-a întristat inima? De ce mi s-a întristat inima? Eu plec, dar vă trimit un alt mângâietor care va fi cu voi. Și voi, o măriță fie Domnul, mai știi că Duhul Sfânt e cu tine? Mai știi că El te cercetează și te conduce, frate și soră? Nu-mi trista pe Duhul Sfânt! Nu-mi trista pe Duhul Sfânt! Mare păcat și mare pagubă poate să fie aceasta. Cuvântul Domnului pe care l-am citit ne vorbește și face această asemănare. Face nimeni să nu se fălească, dar cu oameni. Versetul 21. Căci toate lucrurile sunt ale voastre. Fie Apollo, de ce spune? De ce le pune acești oameni în față? Fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie viața, fie lumea, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre. Și voi sunteți al lui Iisus Hristos. Iar Hristos este al lui Dumnezeu. Ce vreau să, ce vrem noi să înțelegem mare de aici? Ce trebuie să învățăm noi de aici în această dimineață?
Noi nu ne legăm de oameni. Noi ne legăm strict de Domnul Iisus Hristos. Amin. Doamne ajută. Dacă până aici ai avut încredere oarbă în om, astăzi îți spun, crederea oarbă trebuie să fie în Duhul lui Dumnezeu și în Dumnezeu atotputernic. El trebuie să fie numărul unu pentru noi. El trebuie să fie singurul care să ai acea nădejde cuprinzătoare și permanentă că El e salvatorul tău. Da, trebuie să crezi pe frații tăi, trebuie să crezi că Dumnezeu a lăsat slujitor. Da, dar numărul unu în viața mea e Hristos, Domnul. Este Hristos nădejdea ta vie? Se certau cei din Corint. Biserica cu toate traburile spirituale. Unul spunea pe al lui Pavel. Altul spunea că la Apol. Fiecare își făcea idolașul lui. Fiecare își făcea preferatul lui. Cum vreți dumneavoastră să-l numiți? Dar Dumnezeu e gelos, frate și surori. Noi trebuie să fim cu totul uitați Domnului. Și Domnul să ne ajute la lucrurile acestea. Cuvinte, multe s-ar putea spune, dar un simplu lucru vreau să mai spun și apoi să închei. O atitudine pe care noi ar trebui să o avem în momentul în care vedem că cineva caută să ne înșele. Și când spun cineva, mă refer cu precădere diavolului prin diferitele forme. Aduceți-vă aminte de Petru, în Matei capitolul 14, de la 22 în jos, când se ivește așa furtună pe mare, când vine Domnul Iisus Hristos pe mare și se uită ucenicii și spune, ce vedeam, parcă e o nălucă, parcă e ceva duc, ce vedeau ei? Și la un moment dat, Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru, Petru, coboară jos și vină la mine. Și ce a făcut Petru? A coborât jos și a pus să meargă spre Domnul Iisus Hristos. Și spune cuvântul Domnului, când a început el, când, versetul 30, dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă. Frați și surori, Biserica lui Iisus Hristos, n-așteptați să vă scufundați ca să strigați. Când începi să te scufunzi, strigă către Domnul că Domnul vine. Amin. Strigă către Domnul că El te scapă. Amin. N-a început Domnul Iisus Hristos să-L certe pe Petru. Mă, dar uite-ți credința. Mă, dar ce ai făcut cu ea? Dar de ce n-ai fost credincios Domnului? Sau alte lucruri de felul acesta? Nu. Spune, când a început să se scufunde, a strigat, Doamne, scapă-mă. A venit Domnul Iisus Hristos, l-a luat de mână și după ce l-a scos afară, a zis Petre, puneți credința. De ce te-ai îndoit? Ăsta e Duhul lui Dumnezeu și așa face Dumnezeu prin oamenii lui Dumnezeu. Când greșești, prima dată te salvează și după aia te curetează. Frații și surori, când începi să te scufund, n-așteptați să te scufund, când doar vezi că e o mică acolo, o mică umbră de mândrie, o mică umbră de ură, o mică umbră de gelozie sau orice altceva de felul acesta, strigă către Domnul și spune, Doamne, scapă-mă! Scapă-mă de mândrie, scapă-mă de... Doamne, scapă-mă! Și Domnul vine și te scapă și apoi și te învață cum să ieși de acolo. Domnul să vă binecuvinteze și umblați plin de Duhul lui Dumnezeu. Domnul stați pe Duhul Sfânt, fiți plin de Duhul Sfânt, gata pentru orice lucrare bună, că Hristos este Domnul nostru. Amin. Amin.
O să rămân la cuvântul care fratele l-a citit și vreau doar câteva gânduri să împărtășim împreună despre Templul lui Dumnezeu și despre Duhul lui Dumnezeu. Mi se pare o temă foarte frumoasă. Mă gândeam pe drum, nu mi-am fixat un text ca să-l aduc înaintea voastră și am spus, ceea ce Domnul va deschide în ziua de astăzi, înseamnă că aceasta este necesar pentru noi. Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu? S-ar mai potrivi și întrebarea asta. Când vorbim ce nu trebuie, când ne comportăm cum nu trebuie, când ne agităm, s-ar potrivi și întrebarea asta. Nu știți că voi sunteți pocăiți? Ce ziceți? Se potrivește? Nu știți că voi sunteți pocăiți? Sau chiar unii din afară care nu cunosc pe Dumnezeu, când văd așa o ieșire mai anormală, din partea celor ce vin la biserică, cel nepocăit o să spună, bă, dar tu ești pocăit. Tu vii la biserică. E bine, lăsați-mă să cred că noi știm lucrul acesta, că suntem copiii lui Dumnezeu. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Prima întrebare, cine a făcut templul lui Dumnezeu? Pe vremea lui David, omul acesta avea pe inimă să construiască o casă pentru Dumnezeu, templu, și ne uităm în Sfânta Scriptură, primul templu în Ierusalim, al evreilor, ce fast a avut, ce investiții a fost acolo, cât a durat construcția acelei clădiri și apoi ce s-a întâmplat la inaugurarea acestui edificiu. Bine. Acolo este vorba despre templu făcut de mâini omenești. Spunea Domnul Iisus, stricați templul ăsta, arăta cu mâna spre templu și ăștia au înțeles că e templul lor din Ierusalim și în 3 zile îl voi ridica. Și a fost un motiv de acuzație în timpul judecății Domnului Iisus Hristos și chiar îi adresau cuvinte acestea josnice și spunea, tu care zidești templul în 3 zile, mântuiește-te pe tine și mântuiește-te pe noi. Frați și surori, templul lui Dumnezeu l-a făcut Dumnezeu. Marie, lui când ne-a făcut Dumnezeu templul lui? Mai țineți minte? Înainte, noi nu eram templul lui Dumnezeu. Suntem opera mâinii lui Dumnezeu, suntem creați de Dumnezeu. Fiecare celulă din organismul nostru este opera lucrării lui Dumnezeu, dar privitor la Duhul lui Dumnezeu, la mântuirea noastră, noi în trecut nu eram templul lui Dumnezeu. Și-a trecut o vreme. La mine a trecut 19 ani. Și când aveam 19 ani, Duhul Sfânt, atenție, m-a făcut templul lui Dumnezeu. Templul lui Dumnezeu este opera Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ne-a descoperit mântuirea. Duhul Sfânt a produs în noi nașterea din nou. Duhul Sfânt ne-l-a descoperit nou pe Mântuitorul. Duhul Sfânt ne-a descoperit nou și ne călăuzește pe calea pocăinței. Și lăsați-mă să mă adresez așa. Duhul Sfânt a spus, eu te fac templu, dar eu vreau să locuiesc în tine. Măriți să fie Domnul. Atenție! Duhul Sfânt nu locuiește într-un templu murdar. El a făcut curățenie, El ne-a modelat, ne-a născut din nou, ne-a schimbat viața. Noi l-am acceptat pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața noastră la îndemnurile și impulsul Duhului Sfânt. Și prin credința în sângele Domnului Iisus, Domnul ne-a spălat, ne-a curățat, ne-a făcut copii Lui, născuți din nou și Duhul Sfânt a coborât peste noi, în noi și vrea să locuiască în noi până când. La momentul potrivit o să răspundem la întrebarea aceasta. Vreau
La următorul cuvânt care îl găsim scris în Faptele Apostolilor, capitolul 1, și acestea sunt cuvintele Domnului Iisus rostite către ucenici. Fapte 1 cu versetul 8. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Rămânem un pic la expresia aceasta. Voi veți primi o putere când? Când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Amin. V-am mai spus de multe ori, de când scurdeți la voi și sunt nevoie să vă spun iarăși. Să nu facem confuzie între putere și persoană. De exemplu, eu îi dau o mașină copilului meu. Ce-i mai important pentru el? Cine-i persoana importantă pentru el? Mașina sau tata? Bine, mai sunt unii așa care îi spune bine când o dată și el să se vadă de aia. Frate și surori, cel ce dă este important. Nu darul. Și darul este important. Dar mai important este dătătorul. Noi de multe ori punem accent pe dar. Și ignorăm dătătorul. Iubim vindecarea, iubim binecuvântarea, iubim lucrurile care ne dă Dumnezeu, dar când e vorba să-L iubim pe Dumnezeu necondiționat, e o problemă. Spunea cineva odată și îmi dau dreptate. Unii spun așa, mie mi-e drag Dumnezeu. Dar iubești? Nu-i tot una. Să-ți fie drag cineva, mi-e drag, om, la el, îmi place, dar n-am nicio relație cu persoana aia. Prima poruncă din Decalog, frați și surori, din cele 10 care Dumnezeu le-a dat pe Sinai, prin Moise, știți care, nu? Nu știți? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Toată ființa ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și mai departe. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Revin la versetul acesta. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Cine ne dă puterea? Cine va da puterea? Duhul Sfânt! Nu? Duhul Sfânt este persoana care deține puterea aceasta și din puterea Lui ne-a dat și nouă. Nu putem noi spune niciodată că noi îl avem pe Duhul Sfânt. Adică. Ei, Duhul Sfânt ne are pe noi, da. Că noi suntem ai Duhului Sfânt, da. Dar Duhul Sfânt în îndurarea Lui a venit la noi, s-a coborât peste noi, ne-a făcut părtași Lui, ne-a dat din puterea Lui. Cum putem noi spune că noi îl avem pe Duhul Sfânt? Imaginează-ți un ocean și în oceanul acela bag o sticluță mică și să umple sticluța aia, întrebarea, în sticla aia, e tot oceanul? Nu! E un pic din imensitatea oceanului. Dumnezeu ne-a făcut parte și nouă cât trebuie din puterea Duhului Sfânt. De aceea, unii se gândesc așa, păi îl înjosesc pe Dumnezeu sau pe Duhul Sfânt, dacă cum spun, și marea putere a Duhului Sfânt. Nu-l înjosesc. Ci din potrivă. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, și voi spuneți amin? Amin. Binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos. Amin. Binecuvântat să fie Duhul Sfânt. Amin. Asta este Trinitatea. Aleluia. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Lăudat să fie Domnul. Amin. Amin. Revenim la cuvântul care fratele l-a citit. Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt și că Duhul Sfânt locuiește în voi? Ne-a făcut Duhul Sfânt templele Lui. Repet, eram oameni care trăiam în mizerie. Trăiam în păcate, eram departe de Dumnezeu, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și dintr-o dată Duhul Sfânt
a schimbat viața noastră. Frați și surori, să nu creadă cineva un om născut din nou și apoi un om botezat cu Duhul Sfânt este posedat de Duhul Sfânt. Nici de cum. Nu creadă omul acesta că el este teleghidat ca și un robot și Duhul Sfânt când ai apăsat de buton, fă stânga, dreapta, așa, și ăsta, nu, fraților, noi suntem oameni normali. Dar colaborăm cu Duhul Sfânt. Asta înseamnă călăuzire. Te duci undeva în excursie. Voi faceți excursie pe deal, pe aici, munciți. Cei care au vreme să duc pe misiune cu tine. Și ai o călăuză cu tine. Tu nu știi drumul. Dar călăuza spune așa. Mergem pe aici, o facem la stânga, mergem pe drumul ăsta și eu dacă vreau mă duc după călăuză, dar dacă vreau nu mă duc după ea. Cine se rătăcește? Eu sau călăuza? Eu mă rătăcesc. Călăuza știe drumul. Frați și surori, Duhul Sfânt ne călăuzește. Duhul Sfânt lucrează în conștiința noastră. Amin. Să nu spună nimeni că în momentul în care ai spus o minciună, te-ai culcat și ai dormit liniștit. Că dacă te-ai culcat și ai dormit liniștit, ai o problemă mare. Dimpotrivă, în urma acelei vorbe, în urma acelei minciuni, te întorci pe parte și pe alta, toată noaptea, nu poți dormi și îți pui problema. Dar cum te-am putut spune eu lucrul ăsta? Și pleci pe genunchi la căpătăiul patului și îi mulțumesc lui Dumnezeu și te rogi lui Dumnezeu și ceri îndurarea lui Dumnezeu până când simți eliberare. Măriți să fie Domnul. Am mai spus lucrul ăsta. Spunea un pastor odată. Vine la biserică duminica, îl aștepta în ușa bisericii un frate și dă mâna cu el și zice fratele către păstor așa. Abia m-a așteptat să vii dimineața să mă întâlnesc cu tine, să mărturisesc ceea ce am făcut, că toată noaptea n-am dormit. Și fratele l-a dus în biroul lui, stat împreună de vorbă, ăsta și-a descărcat problema la mărturisirea înaintea pastorului. După ce a gătat făptașul, s-a uitat fratele păstor la el și a spus: am onoarea în dimineața aceasta să stau în prezența unui sfânt. Fratele pleca capul roșu și a zis: bat joc de mine. Adică eu fiind sincer și îmi spun problema și necazul meu înaintea ta și tu spui că sunt sfânt, eu sunt păcătos. Și păstorul foarte serios a spus: frate, am onoarea să stau în prezența unui sfânt în dimineața asta, pentru că numai un sfânt nu poate dormi împreună cu păcatul. Înțelegeți? Nu cred eu că sunt sfinți băieții ale sub codru care dorm împreună cu păcatul de ani de zile. Dușmănie, râcă, probleme, neînțelege, mejda lui, holda lui, pota lui, și mai departe. Și doarme și așteaptă răpirea. Aveți grijă. Nu știți? Că noi suntem acei oameni care să lăsăm din dreptul nostru? Nu știți că noi suntem acei oameni care trebuie să ne lăsăm nedreptățiți? Cum? Ați uitat lucrul ăsta? Ei, problema este când eu mă duc în pânzele albe, așa din mele, îmi fac dreptate și le arăt eu lui și le arăt eu ei. Locuiește Duhul Sfânt în tine? Îți spune Duhul Sfânt să faci așa ceva? Nu. Noi suntem templul Duhului Sfânt. Și când mă uit așa peste adunare, vreau să văd fiecare persoană ca un templu al Duhului Sfânt. Amin. Și mi-a plăcut ceea ce spunea frate. Eu, care de asemenea sunt templul Duhului Sfânt și ca om am pretenția asta, voi fiind templul Duhului Sfânt și Duhul Sfânt pe care eu îl iubesc locuiește în voi, eu n-am dreptul să afectez cu nimic templul lui Dumnezeu. O zis, cine nimicește templul lui Dumnezeu, putem nimici templul lui Dumnezeu. Cu vorba.
cu disprețul, cu ocară, cu zvonuri neadevărate. Ai auzit, frate? Păi ce? Am auzit că și dintr-un țânțar ies un măgar. Nu, frate și surori. Noi trebuie să fim acei oameni care ne calculăm vorbele. Noi trebuie să fim acei oameni care avem o vorbire curată, sfântă, pocăiască, indiferent unde ne aflăm. În biserică tăcem din gură, spunem amin și aleluia, dacă ești în casă la tine, la cratița ta și moșul tău stă acolo lângă tine, în cameră, ce cuvinte îi adresezi? Și acolo ești templul Duhului Sfânt. Și aici suntem templul Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt locuiește în noi, nu periodic, da, periodic atunci ferească Dumnezeu când noi îl întristăm repetat și Duhul Sfânt, ca și în viața lui Saul, pleacă de la el. Duhul Sfânt când locuiește în inima noastră, știți că aduce printre altele pacea? Galateni 5:22, roada Duhului. Sunt 9 componente a roadei Duhului Sfânt, printre care se numără pacea, despre care Iisus spunea: vă dau pacea, vă las pacea, nu o dau cum o dă lumea, ci aceasta este pacea care Domnul Iisus Hristos o dă copiilor Lui. Măriți-vă pe Domnul! V-ați întrebat vreodată de ce ne salutăm noi cu pacea Domnului? Cum? Sau ce transmitem noi prin salutul acesta? Pace, frate! Pacea Domnului Iisus Hristos! Sora. Eu când spun pacea Domnului către o persoană, frate sau soră, îmi doresc din toată inima mea pacea lui Hristos să locuiască în inima lui. Înțelegeți? Îmi doresc din toată inima mea pacea lui Hristos, nu-i pacea mea. Ei, pacea lui Hristos locuiește în noi. Îi a lui pacea asta care a pus-o în noi. Și dorința mea este ca fratele și sora să aibă pacea din partea Domnului Iisus. Știți că sunt oameni care nu au pace? Aici în biserică toți aveți pace. Dar sunt oameni în lumea asta și în America și în Franța și în România și pe mapa mond care nu au pace. Cine ar fi ăștia? Iată ce spune Isaia 57:21. Cei răi n-au pace, zice Dumnezeul meu. Citiți? Așa scrie. Cei răi n-au pace, zice Dumnezeul meu. Noi bine, acum punem noi întrebarea. Cine-i rău ăla din adunare? Dar nu întreba mea. La mine treaba eu să nu fiu rău. Asta e problema numărul 1. Eu să nu fiu rău ca să am pace. N-ați auzit ce expresie asta pe la voi pensat? Mă, nu-mi dă pace vecinul. Și dacă te uiți la el și vezi că e un om răutăcios, e rău. Dar de ce aștepți pace să-ți dea dacă n-ai? Că ce scrie aici? Cei răi n-au pace. Păi cum să-ți dea ceva ce el nu are? Pacea o au copiii lui Dumnezeu. Cei călăuziți de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, când a venit în viața noastră, a instaurat pacea în inima noastră, indiferent. Noi nu slujim pe Dumnezeu după confortul care îl avem noi. În condițiile puse de noi, lui Dumnezeu. Noi nu cântăm în adunare dacă avem chef sau nu avem chef. Mai auzi un erat. N-am chef de nimic, nu știu ce-i cu mine. Oare Pavel și Sila, în pușcăria din Filip, au avut chef? S-au uitat așa unul la altul. Brăstată spinare, așa cum ele, o fi mâncat la McDonald's la amiază, știți? O comandat acolo și o umplut burta și după aceea o mers la noapte la evanghelizare. Flămânzi, bătuți, batjocoriți, acolo în fundul temniței cu lanțuri și
că atunci la mâine, la miezul nopții, început să se plângă unul la altul. Ne uităm în Sfânta Scriptură și spune Pavel că are o vedenie din partea lui Dumnezeu omul. Cineva din Macedonia, un om din Macedonia, îi făcea cu mâna să treacă la ei în Macedonia să-i ajute. Și Pavel o împărtăși vedenia asta cu Sila. Și zice, bă, Domnul ne cheamă acolo. Și dacă eu eram cu Pavel acolo în pușcărie, singur pe la miezul nopții spunea, băi, frate Pavel, ce lucrare a fost aia? Ce vedenie a fost aia de la Domnul? Acum te n-ai văzut când îi bag în pușcărie? Și ne bat bine și îl bat joc de noi. Să certe doi pocăiți așa în pușcărie noaptea și deținuții de acolo să înjure că nu îi lasă să doarmă. Așa-i? Că ei aveau chef să se certe. Nu, frați și surori. Oamenii aceștia nu s-au rugat după cheful lor, nu au cântat după cheful lor, ci ei s-au rugat cu Dumnezeu că asta era un lucru normal în viața creștinului. Indiferent în ce situație se află. Vei spune că îi nebunie ceea ce vă spun. Să intri unul cu mașina în tine sau din atenție, intri tu în el și s-a produs accidentul, să te tragi la o parte și spui, Doamne, îți mulțumesc frumos și pentru asta. Altul spune că ăsta e nebun. Nu, e o normalitate. Mulțumesc că sunt în viață, mulțumesc că n-a rămas fără mână, fără picior. Oamenii ăștia, în situația în care erau în noaptea aia, nu s-au rugat după confortul lor, nu au cântat după confortul lor, ci ei s-au rugat și au cântat cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Efectul? Dumnezeu primește cântările și noaptea. Dumnezeu primește rugăciunile și noaptea. Să produce un cutremur de pământ acolo, în pușcăria din Filip. Are loc prezența lui Dumnezeu acolo. Se deschid toate ușile, cad toate legăturile și știți unde e minunea? Minunea nu este că le-au căzut cătușile lanțurile la mâini și ușile erau deschise. Minunea, eu o văd, cum de nu a evadat niciunul. Că aici era problema tehnicierului. Când au văzut uși deschise, când au văzut deținuți liberi, o gândit, bă, stau furit, era întuneric. Scos sabia să se sinucidă. Și omul lui Dumnezeu, Pavel, bătut, disprețuit, nedreptățit, de șeful pușcăriei, nu cred eu, că seara ăsta când i-a băgat acolo în celulă, nu i-a fi lașat la ucizmă. Omul acesta strigă cu glas tare. Să nu-ți faci niciun rău, că toți suntem aici. Și în urma bătăiei, în urma disconfortului, în urma foamei, în urma disprețului, în noaptea aia are loc o evangelizare în casa acestui om. În noaptea aia are loc oficierea botezului în familia acelui om. Și Dumnezeu își poslăvește numele Slăviți să fie Domnul. Amin. Cei răi nu au pace. Dar ce e de făcut să am pace? Să fiu bun. Să am grijă să nu fiu rău. Că dacă sunt rău, n-am pace. Frate și surori, dacă ne uităm un pic la viața lui Saul, primul împărat al evreilor, omul acesta, după ce îl unge prorocul cu un de lemn ca împărat, spune cuvântul Domnului, Duhul Domnului a venit peste el, a fost biruitor împotriva filistenilor și așa mai departe. La un moment dat, din cauza neascultării, pacea se ia din cauza neascultării. Pacea se ia din cauza păcatului. Pacea se ia din cauza nevederii. Omul acesta, pentru că n-a ținut cont de cuvântul lui Dumnezeu, omul acesta s-a scos în evidență pe el mai mult decât lucrarea Domnului. Duhul Sfânt, spune Biblia, a plecat de la el. Întrebarea. Când a plecat Duhul Sfânt de la el, cu ce a plecat? Ce-o lua de acolo? Pacea. O plecat cu pace cu tot. Și în locul Duhului Sfânt, spune cuvântul Domnului, Dumnezeu a îngăduit un Duh rău. Cei răi, n-au pace.
Saul nu mai avea pacea cumva. De ce? Era rău. Un om din Scriptură, Nabal, femeia lui face un lucru bun, a salvat toată familia lor de la moarte, când noaptea aceea moartea lor era pecetuită în opinia lui David, din cauza nedreptății care a făcut-o Nabal, oamenilor lui David, și Abigail, femeia aceasta, salvează situația, bărbatul ei, Nabal, nebun, o tras o beție în noaptea aia, sobaturi al corului, femeia lui, nu îi spune absolut nimic până dimineața când se trezește din beție. Vedeți? De ce nu pe o pocăință? Pentru că nu vrem să ne ia mințile, băutura, drogurile și alte lucruri. Dumnezeu ne-a dat minte clară și noi trebuie să o păstrăm și să grijim de ea, slăviță fie Domnul. Când îi spune dimineața Abigail lui Nabal, uite ce se putea întâmpla seara. Uite ce am făcut eu, că am potolit pe David și oamenii lui. Și omul ăsta, în loc să spună, să te binecuvânteze Domnul că ai procedat așa. Că ai salvat familia noastră, a salvat viața noastră. Spune cuvântul Domnului Nabal, a primit o lovitură în inimă și s-a făcut inima ca un pietroi, mai trăiește 10 zile, și moare. De ce i s-a împietrit inima? Era bun sau că era rău? Era rău. Domnul să aibă milă de noi. Frați și surori, Duhul lui Dumnezeu, prin asta pot să mă probez eu și tu, dacă sunt templul lui Dumnezeu, dacă locuiești Duhul Sfânt în mine, dacă am pacea în inimă, indiferent ce ar spune cineva, pe nedrept, bineînțeles, că Iisus spunea, veți fi vorbiți de rău, din pricina mea, de toți oamenii, ferice de voi, că lucrurile astea nu vor fi adevărate. Eu mă întreb, și-mi pun întrebarea mie, oare de ce mă deranjez așa de tare când cineva spune un lucru neadevărat despre mine? Unii odată o soră la mine, tare necăjită, și-o spune, frate, ia ce s-a întâmplat. Uite ce mi-au zis, ce mi-au făcut și mai departe. Am lăsat-o, s-au descărcat așa ca o baterie și am spus, oră, toate lucrurile astea care mi le-ai spus sunt adevărate, cu care te învinuiesc aia, sau nu? Și au spus, nu sunt adevărate, frate. Fii liniștită, soră. Mulțumește lui Dumnezeu că nu sunt adevărate. E, dar noi nu putem așa. Ba trebuie să putem, frate. Surorilor, trebuie să putem. Pentru că Duhul lui Dumnezeu ne dă puterea aceasta. Voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi. Care e puterea asta? Puterea să răbd, puterea să iert, puterea să duc o viață sfântă, puterea să fiu corect și așa ar putea continua. Lucrurile acestea toate ni le dă Duhul Sfânt. Dacă noi cooperăm cu El. Lăudați să fie Domnul! Amin. Vă mai spun un lucru practic. Domnul dă o descoperire în biserică. Prin dar profetic. De la Domnul. Și Domnul spune așa. Dacă voi faceți așa, eu voi face așa, o promisiune și mai departe. Dacă eu fac ceea ce spune Domnul, îi spre binele meu, spre binele bisericii, dar în urma unei descoperiri, eu pot să nu fac ce-o zis Domnul. Dar cine-i vinovat aici? Duhul Sfânt sau eu? Asta înseamnă cooperare cu Duhul lui Dumnezeu. Slăviță fie Domnul! Amin. Bine ar fi să mergem acasă dimineața aceasta și toți să ne punem întrebarea asta. Și eu și voi. Oare eu știu totdeauna că sunt templul lui Dumnezeu? Templul lui Dumnezeu îi aparține Lui. Eu și tu îi aparțin lui Dumnezeu. De aceea spune Biblia, nu puteți face ce vreți voi. Apoi așa am eu chef să vreau să divorțez. Da. Mă interesează pe mine de păstor, de conducere, de biserică. Treaba ta. Dar tu n-ai voie să faci ce vrei tu. Ca să rămâi templul lui Dumnezeu și să rămână Duhul Sfânt peste tine, tu trebuie să-ți raportezi
viața la voia lui Dumnezeu. Măriți să fie Domnul. Ne-a făcut Duhul Sfânt templul lui Dumnezeu. De ce ne-a făcut Duhul Sfânt templul lui Dumnezeu? Ca Dumnezeu să se proslăvească în noi. Și că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, Dumnezeu ne-a reabilitat din starea de păcat adamic și prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos ne-a făcut asemeni lui Hristos. Ca El să se proslăvească în noi și cei din băieții de sub podru care nu sunt templul lui Dumnezeu încă, să-L vadă pe Dumnezeu în mine și în tine. Până când să fim templul lui Dumnezeu? Ce ziceți? Până când? Până voi ați spus cu gura voastră și eu de asemenea, care am fost în apa botezului, până la moarte. Și dacă noi rămânem templul lui Dumnezeu până la moarte, Cel ce ne-a născut din nou ne va dormi în Hristos dacă nu vine răpirea. Fiecare la rândul cetei lui. Cei care vor fi în viață la învierea morților vor fi schimbați la clipeala ochiului. Îmbrăcați în trupuri de slavă, trupuri cerești. Și cine ne va duce în văzduh, în întâmpinarea mirelui? Cel ce ne-a făcut templul lui Dumnezeu. Și acesta este Duhul lui Dumnezeu. Frați și surori, doresc din toată inima niciodată să nu uităm ce a făcut Dumnezeu din noi. Dintr-un bețiv a făcut templul lui Dumnezeu. Dintr-un mincinos a făcut un sfânt. Dintr-un depravat a făcut un om care îi lumină în întunericul acestei lumi. Cine a făcut lucrurile astea? Duhul lui Dumnezeu. Să nu întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care am fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Din toată inima doresc Duhul Sfânt să locuiască în adunare. Amen. Aveți grijă! Nu-i de ajuns, e frumos lucrul ăsta, nu-i de ajuns să se spună în biserica din Băinița de sub Codru, lucrează Duhul Sfânt, acolo e har, acolo frații se bucură și după ce a ieșit din adunare, ferească Dumnezeu să ai tangență cu un pocăit. Bine, nu-i cazul vostru. Eu vorbesc la general. Dumnezeu lucrează în adunare, dar Dumnezeu, Duhul Sfânt, lucrează cu mine și în afara adunării. Familie, loc de muncă, societate și așa mai departe. Spunea odată un frate și i-am dat dreptate. Un om care s-a pocăit și vaca lui din grajd. Trebuie să știe că s-a pocăit. Cum vorbește cu ea, cum grijește de ea, asta înseamnă om născut din nou. Nu mai facem ce a făcut înainte. Noi facem ceea ce îi place lui Dumnezeu, noi umblăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și noi toți să spunem, Doamne, ajută-ne. Amin.
de harul pe care Dumnezeu nostru mare și Sfânt mi l-a rânduit, să ajung în țară și aș vrea să spun că vin din Canada și Alina e nora noastră, o fată bună. Slavă Domnului! Aș dori să aduc un salut din partea bisericii de la noi din Kitchener, din Canada. Fratele păstorul a zis, oriunde ajungi, fratenelul, să duci salutul nostru și acesta este psalmul 20. Și apoi doriți în toată inima ca Dumnezeu Tatăl să fie binecuvântat. Amin! Slavă Lui! Apoi doriți Domnul Iisus să fie binecuvântat. Gloria Lui! Și aleluia! Apoi doriți Duhul Sfânt să fie binecuvântat. Amin! Aleluia! Și apoi doresc întreaga adunare Osana, să fie binecuvântat. Amin! Salmul acesta pe care fratele nostru i-l-a dat la Duh ca salut, aș dori cu adevărat să fie o binecuvântare pentru întreaga adunare. Amin. De fapt, toată Scriptura e suflată de Duhul Sfânt și de folos. Aleluia. Să învețe, să mustre, să dea înțelepciune de prihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Cred că singurul Duhul Sfânt, care știe să aducă mângâiere, bucurie și o prezentă sfântă ca să ne bucurăm de acest Dumnezeu care e mare și neprihănit. Glorie Lui în veci! În Ieremia 33:3 zice, cheamă-mă și voi răspunde și voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Știți că lucrurile descoperite sunt ale noastre, și un har din partea lui Dumnezeu, iar lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Dar aș vrea să vă spun că Dumnezeul acesta s-a descoperit față de noi prin faptul că pe când noi încă eram păcătoși, pentru noi a dăruit cea mai scumpă. Și apoi dragostea lui Dumnezeu a fost arătată prin faptul că pe când noi eram păcătoși, Hristos Domnul a murit pentru noi. Iubirea lui Dumnezeu arătată în Hristos a fost descoperită pentru noi. Și acesta a socotesc un har pentru biserica aceasta și pentru toți sfinții de pe întreg pământul și mai mult, pentru întreaga omenire. Pentru că eu am trăit cu 16 atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Pentru că oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Amin. Și Domnul Iisus spunea, viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu Aleluia. Adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Vrei să vină Iisus la noi? Aleluia. Să știți că Iisus este aici. Gloria. Am ascultat cuvântul pe fratele, Domnul să-L binecuvintează, pentru că are Dumnezeu o făgăduință pentru noi. Acolo unde sunt doi sau trei, Domnul e acolo. Slavă Lui în veci! Niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu lipsește de putere. Pentru că Evanghelia lui Hristos este puterea de mântuire a fiecăruia care crede. Și a iudeului și a grecului. Și apoi pentru noi, în mod deosebit, lăudat să fie Domnul. Amin. Aduc acest salut și doresc Domnul să vă binecuvinteze și să vă întărească în credință. Amin. Pentru că credința are mare valoare înaintea lui Dumnezeu. Amin. Și noi suntem în Hristos, cu Hristos ascuși în Dumnezeu, păstrați pentru o zi măreață, când ne vom întâlni cu El în slavă. Aduc doar acest salut și Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Aș vrea să cânt și o cântare. Domnule, dă-i putere. Aș vrea să-mi dea viola asta de care are sora asta, să cânt o cântare cu viola. Haideți să o cântăm cu toți. Amin. Mai are, Doamne, acele vremuri din trecut. Amin. Așa că acordeonile atunci să-i binecuvintează că sunt aici. Să-i umple pe tot, Domnul, de Duhul Sfânt. Amin. Și cântarea să aducă harul și prezența lui Dumnezeu. Amin. Și apoi,
întotdeauna Duhul Domnului se cobora în lumea unei cântări cu foc. Haideți să coboare focul Domnului în adunare și să ne binecuvintează pe toți. Amin. Să afișăm această cântare și cu toți împreună să cântăm cântarea aceasta.